este misiunea un singur lui când stau în, în biserică de regulă, când e cina Domnului și după aceea 2000 de kilometri nord către Brisbane, 1000 în sud către Adelaide și Port Pirie, altă 1000 până la Sydney și după aceea 4000 până la Christchurch în Noua Zeelandă. Și nu știi cum trece luna și cum trece anul. Dar anul ăsta am avut harul deosebit să mă duc și să-i văd pe frații din Statele Unite. Și între 18 august și 15 septembrie am petrecut în America. Așa că mă aduc salutări de la frații din Australia, cei care au plecat de aici, special cei din familia mea. Dar mă aduc salutări din America. Știți că avem atât de mulți acolo și m-am bucurat să mă întâlnesc cu ei peste tot în America. Am fost la New York, la Chicago, la Atlanta, la Detroit, la Cleveland, la Akron, așa, în partea de vest, în Portland, Seattle, în Sacramento, Los Angeles. Și am avut surprize. Eram în biserică la fratele Țiblea și când s-a terminat serviciul, am ieșit în curte și a venit o soră cu un bărbat mai tânăr decât dânsa. Bănuiam că este copilul dânsei și zice, frate Busiu, te mai cunoașteți? M-am uitat atent și zis, îmi pare rău, nu vă mai cunosc. Eu sunt adversare. Vă dați seama ce rușine a tras? Dar n-am văzut-o, cred că de 18 ani n-am mai văzut. Ne-am schimbat. Cu voi mă întâlnesc în fiecare an și văd cum vă schimbați de la an la an, apoi de când am văzut-o de 18 ani. Și mi-a fost rușine, a trebuit să-mi cer iertare. Și am vorbit cu nevastă mea, dacă va voi Domnul Robert Campbell acesta, ne ducem amândoi, că uităm frații. Primii salutări sfinte de la cei din Australia, de la cei din America și ne rugăm ca Domnul să ne păstreze în harul Lui și să trăim spre slava Lui ca să avem parte de răbire și de moștenirea Sfinților în lumină. Amin.